zile a fost bar jocorită, de copil de indicare, nu am făcut lucrarea, nu știau despre ce este vorba, dar și-au dat cu părerea. Nu am avut de unde să vorbesc, pentru că nu s-a scris despre acest sociolog. Mai mult decât atât, am făcut o muncă pentru care mă așteptam în partea sociologilor la recunoștință. Am avut peste 2000 de pagini catalogul de sociologie generală al lui Vilfredo Pareto și, în schimb, iată ce am primit de la Universitatea din București. În cazul meu nu s-a respectat nicio procedură legală, pentru că legislația prevede că dacă există o suspiciune de plagiat asupra unei lucrări, în București se verifică dacă această suspiciune se susține sau nu și abia după este făcut un public. Apoi trebuie să fie, cel care evaluează lucrarea, trebuie să fie din specialitatea respectivă și trebuie să fie cu o persoană. În cazul meu a fost o persoană care nici măcar nu era de specialitate. S-a văzut foarte clar că a dorit să-mi facă rău, pentru că dacă ar fi accesat site-ul de unde se spune că am plagiat și ar fi dat seama că în site-ul respectiv era chiar lucrarea mea de doctorat, deci nu aveam cum să plagiez un capitol întreg din Olguța Vasilescu, din moment ce eu făcusem această lucrare. Și nu în ultimul rând, cred că vinovați sunt cei de la Comisia de Etică din cadrul Universității București, care au a fost o problemă, în sensul că eu am aflat de la dumneavoastră și presă despre faptul că